Da, îl vedem pe ăsta cu motocicleta. Noi ne-am trezit cam târziu, cam pe la un 12, pentru că recent Modern Family este serialul nostru preferat. După Friends, bineînțeles. După Friends. Și azi noapte, după un episod de Modern Family, am mai urmat încă unul. După aia încă unul. Hola. Cineva ne-a zgâriat mașina fix aici. N-ar fi o mare problemă, că deja e foarte, foarte zgâriată. Dar totuși, uite-te, știi, poate când a ieșit din parcare cumva s-a făcut o laterală. Pe deosebire de România, deși lumea e curioasă, nu se sperie. În România, dacă am mers prin piață cu camera atât de mare și cu microfon deasupra, mă rog să arate așa, holy shit, cred că toată lumea și-ar fi închis standurile. Chiar voiam ceva, ăla oricum se face rup, dar nu vreau. De ce, chem e bun ce avem noi? Ia pune mâna. Nu știu, e ok, dar... Tocmai am observat chestiunea asta aici. Cred că trebuie să cumpărăm încă o roată. E gâlcă. Nu știu, nu pot să merg pe așa. Asta zboară de aici. Și asta din spate este tăiată. Iar asta pare plauzibilă, chestia cu cuțitul. Cum că asta ar fi fost un cuțit aici. Chiar pare tăiată cu un cuțit. Deși uite, e și zerită puțin la porțiunea asta de aici. Noi nu prea parcăm cu borduri pe stânga. Și culmea, roțile care sunt cel mai aproape de bordură n-au absolut nimic. Bronz pe vânt și la umbră. Tocmai vin de la alergat. Foarte multă aglomerație. Duminica aici la alergat și la activități de astea extra, adică pe afară, e extrem de aglomerație și mă bucur să văd asta, mă bucur să văd oameni care fac mișcare, oameni cu copii care au role, care au skate-uri, care au trotinete, o grămadă de chestiuni vezi pe aici. Asta e un cocktail inventat de mine și anume 50% suc, 50% energizant și te ține toată noaptea. Bineînțeles, îți mai trebuie câteva când astea, nu doar una. Vreau să vă arăt ce echipament mi-am luat, ce accesorii mi-am luat și la ce sunt bune. Și de asemenea ce folosesc pentru daily vlogging. Ca și echipament pentru vlog, acest setup este inspirat de Casey Neistat. El a inventat prima dată, pot să zic, setup-ul ăsta, și anume un DSLR cu microfon deasupra și cu un trepied de care să ții. Mai micuț, dar foarte, foarte flexibil. Practic, la 300-860 de grade, nu contează, în toate părțile se poate îndui trepiedul ăsta și n-aveți idee cât de folositor poate să fie în o grămadă de situații. Camera, bineînțeles, este un Canon 700D sau un T5i, cum se mai spune, are două denumiri folosite în Statele Unite, T5i-ul, și în Europa 700D. Pe a mea scrie 700D și o aveți acum pe ecran, nu vă pot arăta în realitate pentru că cu ea filmez, așa că mi-e imposibil. Pentru că sunt pasionat de fotografie și sunt de foarte mult timp pasionat de fotografie, nu acum este începutul meu în hobby-ul ăsta, ci l-am de foarte, foarte mult timp, chiar obișnuiam să fac fotografii macro, dacă nu știți ce sunt alea. Sunt fotografiile făcute la obiecte foarte micuțe și se văd foarte mult în detaliu. Bineînțeles, îți trebuie niște lentile mai speciale care să observe lucrurile mai de aproape și mai profund. Ca și trepied, nu am optat pentru un GorillaPod pentru că mi s-a părut scump și am o versiune mică de GorillaPod și nu mi s-a părut îndeajuns de stabilă. Chiar și Casey are problema asta și anume camera îi se lasă pe o parte. Așa că am ales o soluție, zic eu, mult mai bună și am ales un trepied de la Igad Jits. O chinezărie probabil și este tot așa un trepied flexibil.
evident, cu niște piciorușe de cauciuc și credeți-mă, chiar funcționează și chiar vă trebuie. Iar suprafața asta de aici, înăuntru, apropo, înăuntru nu e făcut din segmente care se îndoaie, ci pur și simplu, cred că e un fel de sârmă groasă, flexibilă, care nu se rupe și este învelită în acest material foarte moale, care ajută extrem de mult la mână, mai ales că camera e extrem de grea. Și atunci când vloghezi pe stradă, trebuie să fii confortabil. Evident că se poate îndoi în orice situație și poziții vrei tu, chiar și sub apă. Evident că după cameră, cel mai important lucru nu este trepiedul, ci lentila. Lentila cu care vine camera asta este o lentilă de la 32 sau 35 de milimetri la 55 de milimetri. O lentilă care vede puțin cu zoom și nu este ok pentru vlogging. Efectul ăsta de wide se dă doar cu lentilele astea de tip wide, adică lentile de la un 10-12, hai maxim 18 mm. Și mi-am luat o lentilă de 10-18 mm care dă un efect de wide extrem de mare și lasă cantitate destul de mare de lumină atunci când filmez noaptea, așa că are și o vizibilitate nocturnă destul de bună. Lentilele de 10-18 filmez bineînțeles cu ele, dar le aveți acum pe ecran, iar acestea sunt lentilele cu care camera a venit. Sunt lentile de la 18 la 55 de mm. Practic am închis gama de la 10 la 55. Am 10-18 și 18-55. Asta are un zoom ceva mai mare, așa că îmi permite să fac altfel de shoturi. Pentru lentilele astea, stock le putem spune, mi-am luat câteva adaosuri, câteva accesorii. Am găsit un pack de la New York foarte ieftin, zic eu, comparativ cu alte prețuri de la alte firme. În pachet mi-au dat încă un lens cover, după care un parasolar, da, așa se numesc astea, parasolare, care se pune pe lentilă, fix aici, pe ringul ei, pe marginea ei și spăzește, practic, imaginea de lens flare-uri. Adică nu lasă soarele să intre în lentilă pentru a forma lens flare-urile care uneori sunt frumoase, dar ori nu le vrei pentru că spălăcesc imaginea. În pachet mai era și o telecomandă de la New York, care îmi permite mie să fac fotografii sau să pornesc filmarea și să opresc filmarea sau să fac fotografii cu timer de la distanță. De când am văzut, funcționează ca la un 15 metri, ceea ce e de ajuns. În pachet mai erau de altfel și niște filtre. Filtrele sunt folosite atunci, mă rog, în diferite situații. De exemplu, când lumina este prea puternică afară, poți să pui un filtru UV. Acesta împiedică razele solare să spălăcească din nou imaginea și de asemenea culorile. Pachetul a venit cu 3 lentile. Cel mai folositor filtru, după părerea mea, este acesta. Este filtrul clar. Practic e un gemuleț pe care îl pui deasupra lentilei, adică fix așa, pentru a proteja lentila. Putem pune un UV filter de ăsta și practic acționează ca niște ochelari. Acum o vedeți ca și cum ați avea ochelari. Și acesta este un filtru rozaliu. Nu știu când l-aș putea folosi pe ăsta, probabil când afară e foarte verde sau ceva de genul ăsta, să contracareze culoarea din afară. Da, hei, e acolo în caz că trebuie vreodată. Încă o chestie care m-a interesat pe mine foarte mult și anume o microfibră de curățat lentile, care este absolut necesară dacă aveți un aparat de ăsta. Ca să pun toate accesoriile astea plus aparatul și ca să-l car tot timpul cu mine, pentru că e destul de mare și ocupă spațiu, am ales acest tip de geantă ghiozdana și mai degrabă. Are o calitate excepțională, este foarte bun la preț și interiorul este făcut special pentru aparate foto și accesorii. Are camere speciale, dar modulare, așa că le putem desface și modifica în interior după cum avem noi accesoriile. Dacă avem accesorii mai, de exemplu eu în partea asta am o suprafață, am un buzunar mai lung pentru trepied, așa că trepiedul la mine încape fix aici. Aparatul încape fix aici și e făcut special pentru aparat, pe când lentila asta fix aici și intră absolut demențial, plus aceste accesorii micuțe le bag în buzunarele de sus. Tot ghiozdanașul ăsta este pavat, dacă putem spune așa, pe exterior, dar și pe interior, cu material de protecție foarte moale. De asemenea, este aproape impermeabil și are sus aici chiar și o copertină, o husă, pe care o putem pune atunci când plouă, dacă vrem să fim chiar în siguranță. Poate să vină tsunami, poate să vină orice, mă rog, ceva de genul ăsta. Costurile sunt, le-am pus eu greșit, dar dacă pune și chestia asta, devine total impermeabil. Și nu în ultimul rând, o componentă cea mai principală, și anume sunetul. Sunetul face jumate din film. Imaginea jumate, sunetul jumate. Evident că nu m-am mulțumit cu sunetul din cameră, deși un sunet stereo captează toate sunetele, adică și cele din jur și cele de pe fundal. Vreau ceva, un microfon unidirecțional. Așa că am ales acest Rode pe care îl folosesc chiar acum și o să încerc să-l dau jos de aici. Sper că camera o să... este asta și o să se mute pe microfonul intern. Și practic ăsta este microfonul, este un microfon de la Rode, sunt fan Rode, cum am spus și în videoclipul trecut. Are un shock mount aici, foarte flexibil,
Și când zic foarte flexibil, mă refer că e extrem de flexibil, că îl poți duce și în spate și față. Asta pentru a absorbi vibrațiile. Și când zic că chiar funcționează, mai ales cum merg eu foarte mult pe trotinetă, asta face toți banii. Plus un cablu micuț și extrem de bine gândit, care este și de asemenea flexibil, să nu ți atârne foarte mult. Să nu uit unde am parcat mașina. Și cam așa, cam ăsta e setup-ul meu deocamdată. O să-l îmbunătățesc, bineînțeles, o să mai adaug și niște lumini, pentru că îmi trebuie așa ceva. Vă trebuie lucrurile astea dacă faceți ceva, muncă de studio sau explorare. Dacă faceți un fel de explorare, există chiar un canal, se numește Exploring with Josh, mi se pare. Și individul ăsta explorează pe peste tot, practic prin case abandonate, aziluri, bătrânești, spitale abandonate și tot acâmul. Și automat îi trebuiesc lumini pe acolo, că nu tot timpul găsește lumini. De fapt, cam niciodată nu găsește lumini, mai ales în interior, evident. Deci am descoperit o zonă, e aproape identică cu Venice Beach din GTA 5. Ziceți voi de nu seamănă, deci practic pe aici, pe aici hai să zicem că e trotuarul și pe dreapta ar fi trebuit să fie magazinele, deși nu e aici, e un parculeț. Și pe stânga e plaja cu tot cu palmieri și cu diferite chestiuni. În spatele meu, acolo negura aia, undeva e o plajă, parcări, deci ăsta fix arată ca Venice Beach, până și parcările, avem parcări aici. Și drumul ăsta care duce, singurul lucru care lipsește sunt magazinele alea pe margine, cu diferite chestii, adică pe aici, pe unde sunt fișurile astea. În altă ordine de idei, vreau să readuc pe canal chestiunea ce făceam gameplay-uri și anume la sfârșit aveam un comentariu al zilei. Vreau să readuc chestia asta. It's fucking amazing pe jos, deci e absolut sticlă pe jos, uite-te, absolut sticlă. Lasă-mi pasă. O să mai prind pe aici, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă doresc o zi plăcută, iar noi ne vedem mâine. Salut! P.S. Uite ceva creepy. Fuck. A, dacă vă întrebați unde sunt, habar nu am, sunt pe un ponton, știu sigur că ăsta e ponton. Ăsta e ponton sigur, în spate am apă, multă fucking apă, în spate am apă, colea am țărm și nu mai știu unde a parcat mașina. Și întuneric. Holy shit. Deci literalmente ăsta e un scenariu pentru o crimă. Iar eu nu sunt criminal.